acest fond 2012 la Guimaraes, unde a avut loc a 19-a ediție a celui mai mare concurs mondial de vinuri. Am avut deosebită plăcere să fiu nominalizat în cei 5 degustători din lume, care am primit trofeul degustătorului Marea Medalie de Aur. De fapt, notele care s-au acordat vinurilor degustate au fost trimise la Institutul de Statistică de la Universitatea Leuven din Anglia. Aceștia au stabilit o notă ideală pentru fiecare vin și, comparându-se nota fiecăruia din cei 400 de degustători experți din lume, notele cele mai apropiate de notele ideale au fost primit acest mare trofeu. De fapt, este cea mai înaltă distinție care se oferă la nivel mondial degustătorilor autorizați. Mă bucură faptul că, după medalia de argint și medalia de aur pe care l-am obținut, anul acesta am fost nominalizat la trofeul degustătorului Marea Medalie de Aur. De fapt, este, să spunem eu, o apreciere pe care am obținut-o în Anglia, numai notelor acordate la vinurile degustate de către mine și de către cei mai mari degustători din lume. Ce trebuie să dețină un vin ca să vă facă să-i dați nota maximă? Să știți că a fi degustător este ceva complex, în sensul că, în afară de faptul că trebuie să ai simțurile dezvoltate, pentru că la un vin se apreciază din vedere vizual, olfactiv și, bineînțeles, gustativ, eu cel puțin am avut marea șansă că prin cei 2 ani când am făcut specializare la Universitatea de Enologie din la Bordeaux, Franța, am avut posibilitatea să degust vinuri din întreaga lume, vinuri din Chile, Africa de Sud, Australia și așa mai departe. Aceasta îți creează posibilitatea deja să-ți faci și să stabilești niște criterii de apreciere a acestor vinuri. Și din punctul acesta de vedere, eu de fiecare dată când apreciez un vin, întotdeauna îl compar cu niște vinuri etalon pe care eu le am deja în memorie. Și în funcția de acesta dau notele respective care să fie cât mai mult apropiate de realitate. În general, să știți că vinurile sunt diverse, vinurile au o anumită specificitate. Un vin din Australia, din Chile, din Africa de Sud, de exemplu, sunt diferite. Au anumite nuanțe, au anumite caracteristici care te fac pe tine ca degustător să le apreciezi. Foarte important este ca să știi dacă deja deții o anumită experiență, ai posibilitatea să compari și să le apreciezi într-adevăr la nivelul de calitate pe care îl merită un vin. Eu, în general, când merg la aceste concursuri internaționale, pentru că am participat de 11 ori la cel mai mare concurs mondial de vinuri, plus și la alte concursuri, vă spun că mă pregătesc într-un fel, în sensul că, bine, eu, în general, nu beau cafea, nu fumez, nu mănânc pipărat, ardeiat și nu vă ascund, de exemplu, că, un mic secret, în fiecare seară înainte de concurs fac o inhalație cu sare care îmi permite ca totul să fie perfect, în sensul ca să ai posibilitatea să apreciezi vinul la adevărata lui valoare.